După ce, în weekend, angajații de la șase cariere au protestat, refuzând să mai muncească, azi aproape toate unitățile au fost în grevă. Minerilor din cariere li s-au alăturat și salariați de la termocentralele din Turcenii, Rovinari și Craiova. La ora 8, la Ministerul Energiei au început negocieri între administrația companiei și liderii de sindicat. În prima pauză a discuțiilor, secretarul de stat Doru Vișan a declarat că s-a stabilit acordarea de vouchere pentru angajații CEO, iar directorul Sorinel Boza a spus că oferta administrației este de 10-12% majorări salariale. În realitate, sindicaliștilor li s-a propus o mărire de doar 8,2% față de 45% cât solicitau minerii. Liderii de sindicat au vrut să părăsească sala după oferta administrației. Ședința s-a reluat însă la scurt timp. După ore bune, sindicaliștii au obținut acordarea de vouchere de vacanță pentru angajații CEO începând cu 1 mai 2019, precum și creșterea cu 12% a salariilor personalului din sector de producție. 7.000 din cei 13.000 de salariați CEO au lefuri mai mici decât salariul mediu. Paradoxal, cele mai mici salarii le primesc oamenii din producție, ale căror lefuri încep de la minimul pe economie. Conducerea spune că CEO nu-și poate permite majorări prea mari de lefuri. Este cunoscut faptul că CEO are de achitat certificate de dioxid de carbon de 280 de milioane de euro, iar de la 1 ianuarie compania trebuie să plătească și o taxă de 2% pe cifra de afaceri, taxă cerută de Ministrul Finanțelor, care înseamnă alte milioane de euro.